La mulți ani români, la mulți ani România. De 25 de ani, pe 1 decembrie, auzim aceste urări, însă tot mai sunt conaționali care se întreabă ce sărbătorim de fapt. Astăzi mergem în căutarea răspunsului. Să fiu sincer, nu prea sunt clar cu sărbătoarea de 1 decembrie. Dacă sunt mai multe variante. Care? Ce întrebare grea. Grea? Deci, întrebare care... Nu e bine. Bineînțeles, este o sărbătoare națională, periodică. Las-o așa. Nu știu ce să vă spun. Adică are o semnificație anume? Probabil cu defilarea asta, de, să defilează. De... Deci, 1 decembrie a fost... Deci... Dumneavoastră știți de ce? După ce a fost război și a fost lumea liberă, a făcut demonstrații. Asta nu e ce să zicem altceva. Da, și a fost și 23 august, 1 decembrie și cum a fost și 1 mai. Deci clar nu știu. Și ieri am auzit la televizor mai multe variante și încă a rămas în ceață. Unificarea de la Alba Iulia. Unirea, da, principatelor române... A fost revoluția din 89. A, băi, auzi, unirea că să nu, 30 decembrie când s-a națională. Da, mă, da, când s-a la Blat, acolo s-a la Alba Iulia cumva? A, că știu ceva, da. Și ce ți-a auzit? Că e sărbătoare, nu? Că România e în sărbătoare, dar ce sărbătorește? Nu știu, ar fi vorba, nu știu, deocamdată nu sunt clar. Eliberarea României, cum să zic, de sub jugul fascist, cred eu. Ziua Unirii sărbătorim pe 1 decembrie sau nește țara românească cu ardeal. Altceva? Constituirea statului român. Hai că știu. Da, știți ce vreau să vă mai întreb? Cum ați vrea dumneavoastră să fie sărbătorită Ziua Națională? Băutură, băutură și manele și femei de 7 stele. Cu multă șampanie. Noi? Pă noi ne aleargă polițaii pe aici. Cu bucurie, cu veselie. Și, bineînțeles, cu o masă festivă, de ce nu? Adică după retragere... Celebrele sarmale, țuică fiartă, da? Specific... Nu-mi place să-mi dea primarul mâncare băutură. Să mai bea și omul câte un par de țuică, să fie mai frumos. Nu sunt întrebare ar fi din partea mea, de ce n-ar fi în altă dată? Da. Să fie timpul mai bun. Să fie mai pe căldură. Că acum e frig și nu putem să dansăm. Aveți un mesaj pentru români? Dragi românii, ce să vă urez? Să fie puternici. Să aibă grijă de copiilor. Sărbătoriți mai mult spiritual, sufletește. Oriunde s-ar afla, chiar dacă sunt vânduți. E tot. Nu-i nicio problemă. Nu-i motiv. Să fie Crăciunul cu sărbători fericite și la mulți ani. Hai, pentru toți. Gata, taică.